Aproape două ore de concert susținut de corul Chinonia, participanții și-au încărcat sufletele de bucurie. Colindele maramureșene, ardelenești și din plăiurile mehedințului au prezărat emoții puternice în inimile celor prezenți. Sala de spectacole a Casei Tineretului s-a umplut până la refuz. Am simțit o căldură sufletească foarte mare, care de obicei o simte toată lumea în preajma sărbătorilor. M-a impresionat profund acest cor. Am simțit mai aproape de Dumnezeu, m-am simțit mai aproape de adevăratul spirit al Crăciunului, de adevăratul spirit al întrupării. Totdeauna la colinde ne mai simțim și noi copii. Și este o mare bucurie pentru că a urmat tradiția înseamnă o reînviere permanent. Corul Episcopiei Severinului și Strehaiei a interpretat piese alese din cele mai frumoase colinde și cântări specifice perioadei premergătoare sărbătorii Crăciunului. Foarte apreciate au fost și anul acesta cele populare însoțite de acompaniament muzical. Anul acesta am introdus, încercând să fim într-un fel solidari cu românii care suferă în Transnistria, dincolo de Nistru, am încercat să aducem un colind foarte frumos din Transnistria. Am reușit să-l armonizăm, este un cântec cântat la unison, însă am încercat să-l îmbrăcăm într-o haină armonică, astfel încât cântarea să pătrundă mai ușor și mai bine în sufletele credincioșilor. Mulțumim părintelui dirijor pentru toată grija și să ne ajute Dumnezeu, cum știe El, pe parcursul vieții fiecăruia, cu nădejde de mântuire. La mulți și binecuvântați ani! Doamne ajută! Chinonia va bucura în data de 16 decembrie și inimile persoanelor private de libertate din penitenciarul Drobeta Turnu Severin. Seria concertelor de Crăciun se va încheia pe 27 decembrie la Biserica Sfântul Nicolae din Orșova.